Nu, bagă că vine roata pe capul tot ăsta de stradă, că nu pot intra pe incredibil. Ce? Nu reușim să... Geamul? O spar geamul până la urmă. A intrat... Uite acum bagă apă pe acolo. Dar ce, pe acolo e placă? Ce? Da, acolo se pare că e casa aia de lângă... E afectată și aia. De la casă a început oare flacă? De sus, din tavan, din pod. De sus. Când am văzut scurt, nimic, dar... scurt. Nu scurt. Scurt circuit. Da, extraordinar. E incredibil. Uite, uite ce. Uite ce nor de fum. Da, la Flana e, la Flana e. Arde Flana, arde magazinul Flana. Incredibil. Am scos buteliile. Le-am pus aici deoparte. Așa. Unde-i Cosmin? L-ai pierdut? Da. Da. E incredibil. Dacă vin și eu până acolo, m-am pus. Detașamentul de pompieri a ajuns după 15 minute de la primul apel. Dar din câte se vede, e destul de greu ca să stingă focul, încă se vede flacăra foarte bine acolo aici. Chiar la intrare probabil că au reușit să o strângă. De acolo de sus încearcă, dar e destul de greu. Se aud sirene, mai vin probabil mașini de pompieri. În schimb e dezastru, e nenorocire ce e aici. Se pare că e scurt circuit, de la un scurt circuit, din câte... Tibi, nu cred că aveți la ce să ajutați, am scos noi, astea, cum le zice, buteliile. Am scos buteliile și le-am pus la distanță. Iar de, din câte se pare, arde și cealaltă casă de lângă magazin. Da? Să se urcă pompierul sus. Hai să apropiem să...
acolo. De acolo se poate vedea mai bine. Nu au venit mai multe mașini de pompieri și smurdu. Nu este victime, dar totuși nu e ok. Dacă vedeți acolo înăuntru cum arde foarte, foarte tare focul înăuntru, tot, absolut tot. Vai, Doamne, ce necaz aici. Acum intră primul pompier înăuntru. Incredibil. Incredibil. Dezastru. Oh, Doamne ferește. Au pornit și lumina. Ceva probleme acolo sus. Nu se mai deschide sau nu mai funcționează scara bine. Ah. Uitați acolo, acolo bag acum. Uitați. Probleme cu furtunul. Probleme cu furtunul, îi spart în mai multe locuri. Ceva s-a întâmplat. Uite acolo cum e. Incredibil. Incredibil. Uite, uite furtunul cât e de spart. Haide. Tot mă sună lumea și de-aia s-a întrerupt. Deci aici e... Ia uitați. Încă funcționează. Încă funcționează ușa. Deci, nu pot să vă explic. Un nor de fum foarte mare. Deci, pur și simplu, o parte din cartier a fost acoperită de fum. Din păcate, a ars tot înăuntru, în magazin. În marketul Flana. Da. Ciao, ciao. Unde este un hidrant? M-a întrebat un pompier, unde avem hidrant în centrul Galilei? Aici era un hidrant, dar nu mai... Suntem de râsul curților. Curții. Deci nu mai au apă? Nu știu. M-a întrebat, mergi un pop, un colo. E incredibil. Cosmin! Da, uite, nu te uiți tu după Dario, te rog. Nu te uiți tu după Dario, să nu vină pe aici. Te rog. Dar pe ce se fac, uite? Am arătat oamenilor ce se întâmplă.
Deci, practic... Se pare că nu avem hidrant aici în zonă sau a fost dezafectat. Pompierii nu mai au multă apă. Focul e destul de potolit. Dar cine a trecut prin așa ceva știe că dacă nu-i stins complet, instant se poate aprinde din nou. De fapt, chiar văd că mai pâlcuie în continuare așa mici lumine, mici secvențe de lumină. Deci probabil că undeva mai arde. Cel mai mare magazin din Gai, pentru cei care nu știu, Flana Market, incredibil. Ce vedeți acolo așa mare? E norul de fum. Fum cu abur. Au fost ceva probleme la scara rulantă, dar se pare că face față până la urmă. Să sperăm că au destul apă încât să strângă. Uite. Se vadă lumea. E incredibil, ha? Oricum, eu sper să... Uite că nu mai are apă. Nu mai are apă. Aici ar trebui să fie pe principală... E întreabă, tot timpul într-o zi. Pe principală la... Asta, la... Pe principală unde e la Pacolul. Am înțeles. La biserica trebuie iară să fie. Nu mai intrați acolo. Nu mai are chestii, stai. Necaz. Din păcate, nu știu niciodată când dăm de necaz. Mă bucur totuși că am reușit să scoatem buteriile. Erau în stelajul din afara magazinului. Am reușit să le punem deoparte. Un grup de 15 oameni a fost în 2 minute, le-a pus deoparte. Da. Sper să nu se extindă focul cumva și la casele de lângă. Dar se pare că pompierii au reușit și se aud încă sirene. Deci probabil că vor fi și efective destule. O seară faină pentru cine mai e.